O pasăre rară a fost salvată astăzi de un clujean. Covaci Pavel lucrează pe un șantier în zona aeroportului din Cluj-Napoca, unde luni dimineața a găsit puiul de pasăre cu aripa ruptă. Fără să stea prea mult pe gânduri, omul a pus pasărea într-o cutie de carton și a pornit în grabă spre clinica de urgențe veterinare din cadrul USAMV Cluj. Spuneți-mi, vă rog, cum ați găsit pasărea? Ce s-a întâmplat? Pe un șantier, la intrare în Sănicoara, lângă clădire. Are o aripă ruptă, din câte se vede, și era speriat într-un colț. După ce bărbatul a ajuns la camera de gardă a clinicii veterinare, pasărea a fost examinată de personalul de specialitate și s-a stabilit că are o fractură, dar și ce fel de specie reprezintă. Pasărea este un buhai de baltă. Este o pasăre destul de rară. Rară în sensul în care nu prea îl găsim în mod normal. Nu iese prea mult pe la străzi. Momentan, pasărea rară se află în îngrijirea personalului de specialitate din cadrul USAMV, unde va rămâne până când va putea fi transferată la Târgu Mureș.